Ma așa cum v-am promis, facem unboxing și primele impresii reale, 100% reale, la noul mouse de la Kiris și anume Zephyr. Iar ce vreau să vă zic de la început, ca și prima impresie despre mouse-ul ăsta de aici, cu care m-ați zăpăcit, l-ai testat, l-ai testat, l-ai testat, ai jucat cu el, cum e, nu știu ce. Prima chestie care mi-a sărit în ochi la mouse-ul ăsta este prețul și nu zic asta ca să-i fac reclamă, sau ceva de genul ăsta ci pur și simplu mi se pare că uh, mouse-ul ăsta fiind la 300 de lei, e cumva foarte suspect să fie la un asemenea preț, având în vedere uh, genul de mouse uh, care pretinde el să fie și accesoriile incluse în pachet. Dar acestea fiind spuse, hai să dăm acolo un like, un subscribe. Dacă nu v-ați abonat, deja trebuie să o faceți și să începem cu unboxing-ul, să vedem ce e în cutie și cum se simte mouse-ul ăsta în mână și bineînțeles să vedem dacă își merită banii. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Avem aici pe masa de operație Achiris Zephyr în varianta albă. L-am cerut pe alb pentru că am zis că trebuie să se vadă mai bine pe cameră, să vedem și materialele și să se vadă mai frumos, pentru că un mouse pe negru nu se vede la fel de bine atunci când uh, te uiți la el prin lentila unei camere. Ok, asta e cutia Charging Dock Included, nu o să ne uităm foarte mult la cutie, că nu cutia ne interesează, dar haideți să vedem totuși ce se află aici înăuntru, în cutia asta care e destul de mărișoară pentru un mouse și... Hu, multe chestii. Cea mai neinteresantă chestie, manualul, stickere, gripuri și piciorușe de schimb, adică gliduri. În engleză se numesc gliduri, chestiile astea care stau pe burta mouse-ului și îl ajută să alunece de colo-colo pe mousepad. Mai avem un cartonaș de mulțumire din partea echipei Akiris, Un cablu de la USB-A la USB-C. Care vine în culoarea mouse în culoarea aleasă de tine. Deci, dacă-ți mausul mouse alb, cablul se va asorta cu mouse și, bineînțeles, mouse poate fi folosit atunci când este la încărcat. Pentru că știu că asta e o întrebare foarte despusă de către abonați. Majoritatea, sau cel puțin eu nu am întâlnit până acum un mouse pe care, dacă îl conectezi să se încarce, el să nu mai funcționeze, să trească să-l pe dreapta. Deci, în momentan cred că nu există. Sper că nu există așa ceva, ar fi foarte stupid să existe. Mai avem aici docul care se aseamănă cu docul de la Razer Viper Ultimate. Mi se pare că așa se numea mouse l-am avut și eu pe la de la Razer. Și este greuț, din câte îmi dau seama are iluminare aici în partea de jos. Avem o bază sticky aici, dai folia la o parte și pui Docul pe birou, iar acea bază sticky nu o să-l lase să se plimbe de colo-colo, doar că atenția asta o să atragă foarte mult praf. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Și ideal ar fi să cureți birou, să o dezlipești, să lipești docul și mai apoi când îl dezlipești încearcă să-l pui pe o pungă de plastic, de exemplu, ca el să nu se umple de praf, pentru că după aia va fi mai Puțin aderent, nu o să mai țină atât de bine uh, pe suprafața pe care îl pui și mai avem aici un buton de backlight din care probabil că poți uh, regla, poți modifica iluminarea din partea de jos a docului. Deci practic pe ăsta atunci când ai terminat să te joci sau cel puțin eu asta aș face, uh, ai pune mouse-ul la încărcat. Eu l-aș pune să se încarce de fiecare dată când m-aș ridica de la PC pentru că de ce să nu fac asta? De ce să nu am mereu un mouse cu 100% baterie și ready de joacă în orice moment? Hmm, da. În partea din spate, acest doc are un USB-A pentru dongle, deci aici bagi dongle iar aici, în USB-C-ul ăsta, bagi cablul pe care l-ați văzut mai devreme și asigură conexiunea dintre el și PC, astfel încât să poată da curent în mouse și totodată să uh, transmită și practic ce citește dongle-ul mouse-ului către PC. Na, v-am aburit destul, hai că mai avem aici o chestie interesantă și anume o amprentă, e un fel de easter egg de asta, nu știu eu, e o amprentă, nu cred că are vreun scop, adică nu cred că e vreun cititor de amprentă pe aici în niciun caz, ci mai degrabă e o chestie de design, iar aici un pătrățelul ăsta nu știu ce ar trebui să vină, dar probabil că e un spațiu pe care efectiv senzorul să... Hai să vedem, prima mea reacție, pentru că acum am scos mouse din cutie, mouse se simte ușor și micuț. Hmm, cumva îmi place. Dar, hai să vedem unde vine. Aha, exact cum spuneam, deasupra senzorului. Nu știu de ce, nu știu care e scopul. A, ah, ba știu care e scopul. Am înțeles, este cum ar veni, cum s-ar spune prin bătrânii moși și babă sau, mă rog, Practic e un slot în care Docul ăsta intră ca mouse să stea pe poziție, să nu ajungă să stea câși și să nu se mai încarce. Ok, asta era chestia cu partea de aici. Bun, iar acum cutia este goală, doar că eu am nevoie de cablu neapărat pentru că vreau să facem aici frumos cum ar veni. Suficient de lung și foarte moale este un cablu de cauciuc care e îmbrăcat într-un șiret. Nu e genul ăla de cablu brodat, adică șiretul ăsta în care el e învelit se mișcă de colo-colo și probabil care are mai mult rol estetic. Înăuntru se simte că e un cablu de cauciuc subțirel, dar este suficient de moale ca să te joci cu mouse-ul conectat și să nu te deranjeze cablu. Se putea și un pic mai moale, dar e suficient de moale. Am stricat decorul. Prima chestie pe care vreau să o fac este să conectez aici dongolul pentru că vreau să ilumineze frumos pe birou aici să se vadă, să-l punem în decor dacă tot am făcut aici decor cu plantă, cu tastatură, chestii să fie treaba treabă și aș vrea să-i schimb totodată iluminarea, poate îl punem pe o culoare fixă, că se vede mai bine când culoarea este fixă atunci când filmezi. O, oh, și avem un rainbow static, care arată chiar decent și îmi place că nu se mișcă. Iar acum haideți să vorbim despre mouse, pentru că, na, asta aștepta toată lumea, presupun. Avem în partea de jos piciorușele acoperite, va trebui să scoatem aceste sticăre și o să le scoatem. Ce vreau să vă arăt aici sunt butoanele. Avem un buton pentru Bluetooth Profile Switch în partea dreaptă. În partea de mijloc, sub senzor, avem probabil 3 LED-uri. Mai jos sunt pinii pentru un încărcător pentru acest dock de aici. În afară de asta avem dongle-ul care intră aici jos și nu știu cum o să îl scoatem fără, fără unghie, un pic cam greu, dar se scoate, Ați văzut că l-am scos totuși. Și aici o față desenată cu o gură, cu dinți și așa mai departe. Și zice, take it, I won't bite that hard. Hai că nu mușcă dacă e. Și jos o pană. Mă rog, un design interesant și uh, e mișto că aici se vede atenția la detalii de când mouse-ul ăsta a fost proiectat. Iar în stânga avem switch-ul dintre OFF. Bluetooth și 2.4 GHz. Deci ai trei moduri în care poți folosi mouse-ul Primul, pe fir și nu cred că o să-l folosesc că ceva pe fir. Doi, dacă mai ai un laptop prin casă și ai nevoie de un mouse la el, poți să-l pui pe Bluetooth și să-l conectezi la laptop sau la un telefon sau la o tabletă sau la ce vrei tu. Iar pentru gaming, bineînțeles, 2.4 GB pentru că pe 2.4 GHz este cea mai bună latență și cel mai bun răspuns din partea mouse-ului, adică cel mai performant mod în care îl poți folosi, sper că nu se joacă cineva cu un mouse wireless pe Bluetooth. Adică, nu știu, te-ar încurca foarte tare lucrul ăsta și ai pierde foarte mult în joc doar din cauza mouse-ului. Anyway, hai să-i dăm switch pe 2.4 giga și avem aici LED-ul care ne indică conexiunea, 2.4 GHz, se aprinde, pâlpâie, iar aici mai avem încă două device-uri pentru Bluetooth, deci bluetooth nu e doar pentru un singur device, ci pentru două, ceea ce e nice, ok, sau astea poate sunt profilurile, s-ar putea să mă înșel, astea sunt primele impresii, pot să fie și profilurile pentru Bluetooth, adică nu știu, poate să ai din soft setat pe Bluetooth 1, nu știu, 800 de și pe Bluetooth 2, 1600 de se poate și asta, o să vedem cu timpul, o să mai revenim asupra mouse-ului ăsta, pentru că s-ar putea Având în vedere că acum am și pus mâna pe el, s-ar putea să mă joc cu el o perioadă de acum încolo și să um, îl testăm mai intens. Și zic asta pentru că acum, odată ce am pus mâna, simt că mouse-ul e micuț, materialele sunt bune. Când apeși pe el este solid, se simte suficient de solid, cred că undeva la 90-95% dintr-un... G Pro, pentru că știți că mereu am zis că G Pro e cel mai bine închegat mouse și credeți-mă că e mult peste, deci Achilles ăsta care am zis că e la 90% din G Pro, e mult peste multe alte mouse-uri de la branduri care se vor a fi mega premium, dar mouse-urile la ei scârție și fac zgomote și așa mai departe. Bun, deci din punctul ăsta de vedere îmi place. Hai să conectăm dongle-ul la doc aici în spate ca să ne și jucăm un pic cu mouse-ul să se aprindă și Opa, îl bag bine? Da, îl bag bine. E foarte strâns aici conexiunea și avem dongle-ul conectat. Mausul 2.4 GHz, hai să vedem, s-a conectat la PC, s-a conectat și la PC, iar acum putem să-i scoatem plasticul de pe piciorușe. By the way, un fun fact legat de mouse de la Kiris, înainte să fie plasticul ăsta albastru cu remove scris pe el, au fost niște mouse la care plasticul ăsta era transparent și efectiv nu ți dai seama de ce nu aluneca mouse-ul bine pe mouse dar tu aveai încă foliile pe piciorușe și nu avea cum să alunece bine a, și a fost foarte funny când ne-am dat seama că bă, stai, ăsta are folii pe piciorușe, asta a fost acum câțiva ani ceva de genul ăsta și probabil că de-aia acum au pus chestia asta cu remove ca să vadă toată lumea și să scoată plasticul ăsta care e foarte bine că e aici din punctul meu de vedere, pentru că chiar și în cutie, atunci când mouse-ul mai vibrează pe la transport, astea se mai mătuiesc și în felul ăsta ai niște piciorușe cât de fresh se poate atunci când ai scos mouse-ul din cutie și vrei să te apuci să te joci. Cireașa de pe tort, cum s-ar spune, e aici display-ul de pe mouse, care ne indică în momentul de față DPI-ul, care este setat la 1200, ne indică conexiunea 2.4 GHz și ne indică procentajul bateriei care este de 100% deși mouse-ul este fresh scos din cutie. Asta mi se pare ciudat că de obicei device-urile când vin din fabrică, din cutie, vin cu, nu știu, undeva la 50-60-70%. Anyway, avem baterie full și o chestie am de comentat aici și asta e o chestie pe care le-am spus-o și lor când am văzut mouse-ul. Eu aș fi schimbat, sincer, fontul de pe display. Aș fi pus un font mai, nu știu, cel puțin unde scrie 2.4 GHz, mi se pare prea Times New Roman așa fontul ăsta, aș fi pus ceva mai minimalist, mai frumosel. Hai să testăm scrollul și să vedem cum se simte. Hmm. Not bad. Clicul de pe scroll. Ok, necesită un pic de forță ca să apeși pe clicul ăsta, poate se mai lasă în timp. Iar clicurile mouse-ului, o să opresc mouse-ul ca să nu mai dau clicuri pe PC, clicurile mouse-ului nu sunt cele mai clicky, nu se aud cel mai tare, adică g -Pro mi se pare că se aude mai tare. Se aude mai tare g pro -ul. Asta e un pic mai mut, dar se simt ferm, chiar dacă nu poți să desfaci mouse-ul, să-i pui tu distanțiere, adică nu mai au, uh, nu mai e genul ăla de mouse ultra customizabil și pe care trebuie să-l bibilești. Mi se pare o versiune bună a unui mouse venită direct din cutie, așa cum este materialul, că asta, nu știu, cel puțin pe mine, mă face să mă distanțez foarte tare de un mouse dacă materialul nu îmi place, materialul de pe el. și chiar mă bucur și chiar mă gândeam oarecum o să fie mouse-ul ăsta înainte să-l desfac, mă bucur că este un material similar cu cel de PG Pro. Mie PG Pro mi se pare că este cel mai premium plastic de pe un mouse pe care l-am văzut până acum. Este foarte fin, dar mat în același timp, nu e zgrimțuros, nu simți că e șmirghel. Ei bine, este foarte, foarte similar mouse-ul ăsta la capitolul material, adică este foarte premium. Avem două butoane pe laterală back și forward, alături de un logo destul de micuț, putea fi și mai mic sau puteau să facă o chestie interesantă, gen să fie o altă nuanță de alb sau ceva de genul ăsta, să fie foarte stealthy așa mouse-ul. Da, mă rog, până la urmă trebuie să se vadă și brandul. Avem logo-ul în spate cu negru. Doamne, ajută că nu l-au făcut cu argintiu ca oamenii de la Logitech. Mufa USB-C burta am prezentat o, iar în partea dreaptă a mouse-ului avem scris All about gaming micuț aici pe laterală și cu un font, chiar ok, bine, e fontul de la Akiris, cred, de fix fontul lor, doar că e, e minimalist, ca să zic așa, brandingul pe mouse. Puțin ciudățel, mi se pare ca și forma aici în față că e, se duce mult. Nu te încurcă cu nimic chestia. Asta probabil că au făcut acest lucru pentru cei care au mâinile un pic mai mari, pentru că mouse-ul ăsta este o idee mai micuț decât Um, alte mouse-uri pe care le-am testat, lucru care iarăși îmi place la el pentru că eu am mâna mică și cumva cu Pro-ul mă acomodez pentru că chiar dacă e mare e o formă care împacă bine mai multe tipuri de mâini, dar mouse-ul ăsta e cumva pe mărimea mea și ăsta e un lucru bun, nu pot să cred. Acum am descoperit că pe display tu poți să apeși, deci nu cred chestia asta. Am pus degetul, am zis, bă, n-are buton aici sub scroll. Cum de nu are buton sub scroll? Pentru că știu că oamenii de la mai mereu au pus butoane pe sub scroll, butoane pe care eu nu le-aș pune pe un mouse, dar au făcut o chestie chiar tare. Nu mă deranjează pe mine că se apasă display-ul sau că există un buton sub scroll, pentru că oricum nu e genul de buton pe care să-l apeși din greșeală, doar că în general nu văd rostul unui buton sub scroll, că eu nu l-am folosit niciodată, poate că n sunt eu prea subiectiv aici. Hai să aranjăm un pic aici chestiile, să arate frumos și să vă spun părerea finală, ca să zic așa, despre mouse. Îmi place că nu are RGB, Finally, nu știu, m-am cam plictisit de RGB-uri și așa mai departe. Totodată o să vedeți că mi s-au stricat RGB-urile în calculator de la ventilatoare și probabil că ați mai văzut că au mai pulpuit. Cel puțin seară se stingeau și se aprindeau non-stop. Îmi place că mouse este mic, îmi place materialul folosit pe mouse, îmi place că e suficient de solid, adică nu se aude uh, niciun sunet din ăla cum se așează plasticul, cum pocnește plasticul și așa mai departe. Nu avem jocuri, absolut deloc. Pare un mouse închegat. Răspuns final, pentru că asta nu știam dacă o să o fac, o să mă joc cu el. Da, o să mă joc cu el și o să vă mai spun părerile pe live și o să revenim asupra lui probabil peste 2-3 săptămâni. În acel video o să vă zic părerea mea după ce m-am și jucat cu el, cum m-am acomodat, cât de mult mi-a plăcut. De ținut în mână, îl țin bine, îmi stă foarte bine în mână. Hai că am găsit și un contra, ca să zic așa, pentru că era prea iurea să vorbesc numai de bine mausul până la finalul clipului, dar mai întâi vreau să vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul fleș adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico așa că profitați de la maxim. Iar acest contra este scrollul și clicul de pe scroll care atunci când e apăsat nu se simte ca la un mouse de 800 de lei, ci se simte ca la un mouse de buget mediu. Adică, de exemplu, pe un G Pro, când apeși pe scroll, e foarte silent treaba. Dar, o parte bună și aici, sunt sigur că mouse-ul de la Kiris nu o să aibă problema pe care o are G Pro cu scrollul, și anume, când apeși, să-ți dea dublu, triplu, quadruplu, click. De exemplu, vrei să închizi un tab în Chrome din mijlocul a, nu știu, 20 de taburi și să-ți închidă 3. Știți cam mai pățit chestia asta. Și încă un lucru, foarte important și un lucru cu care mouse-ul ăsta s-ar putea duce lejer în 500 de lei dacă s-ar rezolva chestia asta de aici și anume jocul stânga-dreapta de pe clicuri, adică ele să fie perfect ferme și perfect fixe, atunci mouse-ul ăsta ar fi la nivel de G Pro ca și calitate sau nu știu, la un 98% ca să zic așa, pentru că materialele sunt bune, construcția e bună, aici mai lipsește fermitatea pe clicurile astea, unde, așa cum am spus și mai devreme, dacă asta, care nu e o chestie pe care o simți când te joci, dar e o chestie pe care o simți atunci când iei să bibilești mouse și să observi chestii, că de-aia nici n-am realizat-o până în punctul ăsta de final al videoclipului, asta dacă s-ar rezolva ar putea urca mouse-ul în preț lejer și s-ar compara cu efectiv cele mai de top mouse-uri uh, de pe piață. 300 de lei în starea în care se află mouse-ul ăsta e un preț părerea mea, mai mult decât decent. Acum știu că o să fie oameni care o să zică, tata, 300 de lei e mult, că eu muncesc, nu știu, o săptămână pentru 300 de lei sau habar nu am. Ei bine, comparând cu alte mouse și anume cele care se duc în 800, 900, de lei de pe piață, ei bine, acest mouse la 300 de lei, eu zic că se încadrează la mouse de top de buget. Adică comparăm cu alea, că dacă comparăm cu nimic sau cu un mouse de 10 lei dai, un mouse scump. dar ăla de 800 lei înseamnă că e exorbitant de scump. Bine, într adevăr, chiar mouse-ul este overpriced. Dar asta e altă discuție. Sper că v-a plăcut clipul și vă urez o zi cât mai bună. Uh, are aprov din partea mea, mouse-ul n-am n-am de comentat prea mult, pentru 300 lei e bombă. Stay tuned. Eu am fost flash. Pa pa.